știu în amănunte ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani, pentru că aș vrea să vă informez că este, suntem la o inaugurare sau la o aniversare de 10 ani de zile de când am început realocarea sau reînvierea sistemului de gestionare a deșeurilor. Suntem la 10 ani, de 10 ani de muncă. Dar am pus suflet pentru că este vorba despre pământul nostru natal, despre viitorul pământului nostru natal. Probabil că nu toți știu și de asta, de aceea am și formulat și în Ungurești. Probabil este un pas mic pentru cetățenii din localitățile din județul lui, dar este un pas mare, este un pas important pentru județul nostru. Pentru că am rezolvat, cred și sper că am rezolvat pe un termen de 35-40 de ani, problema gestionării deșeurilor în județul Covasna. Hormință, negrăire, termen scris, megordonim, o harmsevi, ulo de problema e isemit, epotarulubo, epoferdrubo, sotovarulubo, epoferdrubo, sotovarulubo, hormință, negrăire, termen scris, gizabula, o medienke, megrăim. Să informez, mai ales invitații noștri care au onorat cu prezența, că toate OAT-urile sunt prezente în asociație, minus orașul Paraul, când unde am avut un primar pe vremuri care era împotriva, probabil, dacă vreau să fiu eufemistic, să vorbesc împotriva unii, ceea ce nu mă jura pe dânsul. Însă, și fără dânsul, am reușit acest pas important. Cum s-a răspit, este un proiect implementat de Consiliul Județean Covasna. Este vorba despre un proiect finalizat mai mult de aproape 20 de milioane de euro, din care 14 milioane de euro de la Uniunea Europeană, din fonduri europene, 3,1 milioane de euro de partea bugetului de stat și 2,3 milioane de euro din bugetul Consiliului Județean Covasna. De altfel, Consiliul Județean Covasna a preluat povara de la fiecare localitate, de la fiecare OAT. Deci, nicio localitate, niciun OAT nu ar trebui să contribuie, pentru că noi am plătit și locul lor. Prin proiectul nostru, prin acest sistem de management integrat a deșeurilor, am închis toate depozitele neconforme, nu numai la sate, ci și în 4 orașe, în măsura Muzeului, Covasna, pentru să trebuiesc și în final și în Sfântul Ioghe. Am finalizat acest centru de management, care cuprinde stații de sortare, stații de compostare și un depozit ecologic aici unde suntem și o stație de transfer în Târgu Secuiesc, care tot așa în zilele care urmează se va pune în funcțiune. Permitele lor imediate au fost și sunt în poziții care efectiv au contribuit domnul ministru Bordei, domnul ministru Bordelastru, domnul ministru Bordelastru și doamna ministru Graciela Gabrescu, care este și momentan în funcție, care efectiv ne-au ajutat. Au fost și alții niște întâlniri în 10 ani de zile, vă dați seama, dar pe cei care au amintit, într-adevăr, au contribuit și ne-au sprijinit în toate demersurile noastre la finalizarea acest proiect. Totodată și colegilor mei de la Consiliul Județean Covasna, care toți au contribuit și echipei condusă de domnul președinte Ion Cușurge, echipei care și momentan pun suflet în această investiție. La final, aș mai vrea să vă promit, am discutat cu domnul Ion Cușurge acest aspect, aș vrea să vă promit că suntem deciși și avem și buget pentru a dezvolta această stație sau acest sistem întreg în județul nostru, dacă se poate din bani europeni, dacă nu, atunci din banii noștri, dar cu siguranță suntem dispuși ca să punem în continuare umărul pentru dezvoltare. Și, totodată, aș vrea să mulțumesc firmei Ecovitor, care, sau să mulțumesc pentru că nu am
o să vedem cum funcționează. Eu cred că o să funcționeze pentru că funcționează și, și în Oradea. Dar aș vrea să mulțumesc prima dată pentru angajări. Am creat 24 de locuri noi, de nou de muncă. Teatru, Regăsături,